Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Iată o știre care nu prea e băgată în seamă, potrivit principiului că dezastrele care se desfășoară cu încetinitorul nu atrag atenția. Așadar, în România, anul trecut, s-au înregistrat cele mai puține nașteri de când se fac măsurători statistice în această țară. Cele mai puține nașteri. Avem o scădere de peste 23.000 de copii față de perioada pre-pandemie, echivalentă cu desființarea 1.000 de clase sau grupe de școală sau grădiniță. În plus, scăderea este foarte accelerată an pe an. Adică numărul nașterilor e cu aproape 12% mai mic în 2021 față de 2020. Iar tendința asta de scădere a natalității durează de ani și ani de zile și uite că a ajuns acum la cote istorice. L-am sunat pe sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața! Bună dimineața! De ce această scădere continuă, care durează ani și ani la rând? Adică arată, când te uiți pe grafici, arată ca și cum poporul român se dizolvă. Și se dizolvă. În 2009, o comisie prezidențială a fost reunită pentru a analiza riscurile demografice. În acea comisie am făcut și eu parte. Și noi am elaborat în 2009, repet, deci acum 13 ani. Da. Un raport complex privind cauzele, ce ar trebui făcut, care sunt soluțiile și așa mai departe. Nimeni nu l-a luat în seamă vreodată. Cel mai mare risc social pe care România îl are este riscul demografic. De ce se întâmplă? Hai să pun doar așa câteva cuvinte. Pentru că lumea nu mai vrea să facă copii în România. Adică românul nu că nu vrea să facă copii. Nu-i mai face în România. De ce? Clasa politică, sărăcie, lipsă de perspective, infrastructură, dezamăgire și așa mai departe. O mulțime de lucruri. Pe de cealaltă parte, migrația, care continuă. Da, adică mulți consideră că visul lor de a fi cineva când sunt mari este legat mai degrabă de plecarea din țară. Și uite trendul ăsta în care România este țară de export, de forță de muncă, încă există. Spuneți, vă referiți la sărăcie. Dar, bun, România sigur nu e o țară bogată, dar nu e cea mai săracă țară din Europa. Și, doi, pe de altă parte, în urmă cu 20 de ani era mai săracă decât acum. În urmă cu 30 sau 40 de ani, mult mai săracă decât acum. Da, sărăcia de obicei merge mână în mână cu natalitate ridicată. Da? Clivajele, diferențele foarte mari, adică între săraci și bogați, aduc cu sine astfel de realități. Luați-o așa, câți aveți? Voi, cei din studio, care sunteți middle class-ul. Și o să vedeți că mulți dintre noi nu avem mai mulți de 2. Ca să ai creștere demografică, trebuie să ai minim 3. Da? Pentru că 2 înseamnă conservarea populației. Nu mai facem cei din middle class mai mult de 2, maxim 2. Adică, în general, modelul este de 1. 1 înseamnă scădere demografică. Adică 2 părinți, da, vor fi generații de 2, va fi continuată de generație de 1. E simplu, e matematică. Da? Însă nu facem lucrul ăsta pentru că ne gândim. Bă, da, uite, deși așa mă chinui, măcar să-i dau tot la 1, măcar să fac, măcar să drec. Statul ăsta nu face, sistemul educațional nu e bun, cât mă costă școala, cât sistemul de sănătate, să plece în afară să studieze și așa mai departe, lucruri care, într-un fel sau alt, duc la decizia de a micșora numărul de copii. Deci înțeleg că fundamental e o problemă de încredere în capacitatea statului român de a crește absolut calitatea vieții pentru cetățenii săi. Absolut. Și mai e și un efect, da, extrem de ciudat, de la politicii din anii 70. Adică, imediat ce avortul, spre exemplu, a devenit legal, căderea demografică a fost evidentă. Căderea demografică, căderea natalității a fost evidentă și a continuat de atunci pe un trend pe care nimeni nu l-a oprit. Pentru că oprirea unui astfel de trend ține de încredere, exact ce spuneați dumneavoastră. Iar românul nu mai are încredere. Dar polul de creștere demografică tot în zonele foarte sărace există. Tot în zonele conservatoare. Numai că zonele foarte sărace vin la pachet cu calitatea educației foarte slabă, cu multe alte provocări care țin de social și la care statul ar trebui să răspundă.
dacă vă uitați, de exemplu, cum se investește, să vedeți că nu se investește în zonele alea de creștere demografică, ci se investește tot în zonele, da, de mid, upper middle class. Și atunci, logic, nu se realizează dezvoltarea. Și din sărăcia, din, la nivelul societății, se perpetuează. Acum, efectele vor fi devastatoare. Pentru că în viitorul foarte apropiat, și foarte apropiat, generația de creștinilor va ieși la pensie. Dar noi, în momentul de față, avem cam un pensionar care ține o persoană, este susținută de o persoană activă. Cam ăsta este raportul. În vreo 10 ani o să avem 1 la 4. Adică o persoană activă va trebui prin taxele sale și impozitele sale să țină 4 persoane aflate la pensie. În momentul de față avem taxare de 50%. Și găfuim, avem deficit în față de pensii, avem toate lucrurile astea. Ce o să facem peste 15 ani? 2. Trebuie să investim major în infrastructură de sănătate. Pentru că una e nevoile, una sunt nevoile, unele sunt nevoile unor persoane, unor societăți cu vârstă mediană la 30 de ani, altele sunt nevoile unei societăți cu vârstă mediană la 50 de ani. Da, domnule Duminică, și așa mai departe. Alte țări care s-au confruntat cu scăderi de natalitate sau, mă rog, cu probleme demografice, poate nu atât de accentuate sau nu atât de îndelungate, au mai rezolvat problema cu programe investiționale masive și imigrație. E pregătită autoritatea în România să apuce pe această cale? Pași timizi se văd, mai ales în zona de investiție. Și uite, programul ăla de creștere poate fi un program foarte bun pentru zona asta, dacă e făcut cum trebuie și dacă creșterile se construiesc acolo unde trebuie. Nu unde primarul e băiat deștept și merită, da? Ci unde e nevoie la nivel social, cu adevărat. Cu migrația stăm prost. Stăm foarte prost. România, având una dintre cele mai restrictive legislații privind migrația, noi nu ne vindem țara. Nici în momentul în care sunt puțini și ne sinucidem din punct de vedere demografic, iar politicienii noștri, vedeți ce se întâmplă zilele astea, da, cu partidul ăla cu nume de metal prețios, dar nu ne ajută deloc. Da? Așa că, din păcate, nu trebuie să ne așteptăm la foarte multe de la politicienii noștri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.